Drumul video art al elevilor de la Colegiul Național Petru Rales din Suceava, România, a fost înființat în anul școlar 2008-2009 și reprezintă, înainte de toate, o formă de educație non-formală ce adună la oaltă elevii care vor să încerce și altceva decât se întâmplă la orele obișnuite de curs. Din curiozitate, cred că din curiozitate am ales să joc în scurtmetrajele create la clubul nostru. A face un scenariu este punctul cheie de la care se pleacă realizarea unui film, adică exact ceea ce fac eu aici. Primul film a fost pentru mine o provocare, dar apoi încetul cu încetul am reușit să mă identific cu personajele. Acum, în schimb, este vorba doar de pasiune și, privind retrospectiv, proiectele realizate au construit un rol decisiv în formarea laturii creative a personalității mele. Una dintre cele mai mari provocări ale clubului nostru a fost organizarea festivalului anual al Uniunii Internaționale de Cinema în anul 2016. Evenimentul a adus la Suceava peste 250 de participanți din peste 30 de țări. Deși pare greu de crezut, aproape întreaga muncă a fost realizată de către elevii colegiului nostru, membri ai clubului și nu numai, care timp de o săptămână au derulat toate tipurile de activități specifice unui astfel de eveniment. A fost o mândrie pentru noi să fim apreciați la final pentru organizarea, considerăm noi, aproape impecabilă. Bineînțeles că am avut și aportul oficialităților locale, dar greul l-au adus elevii noștri în proporții aproape covârșitoare. Prin intermediul clubului VideoArt, am avut oportunitatea de a participa la Festivalul Internațional Unica, unde am trăit experiențe inedite și am cunoscut persoane pasionate de cinematografie. Festivalul Internațional VideoArt, pe care îl organizăm anual, reprezintă un reper fundamental al clubului. Filmări în teren, în locuri pitorești, editare în timp record, sunt elementele dinamice și totodată originale ale festivalului nostru, care atrage an de an tot mai mulți tineri. De-a lungul ultimilor ani, echipe ale clubului au avut posibilitatea de a participa la edițiile Unica, dar și la alte festivaluri naționale, unde au participat la workshop-uri dedicate lor. În acest context, au relaționat cu tineri din alte țări, prilejul fiind mai mult decât benefic pentru toți cei implicați. Activitatea de club a reprezentat pentru mine o modalitate de a mă exprima prin intermediul artei. Ideea de a face film m-a atras întotdeauna, însă nu am știut ce presupune până nu am lucrat cu adevărat în acest domeniu. În spatele unui film stau multe ore de muncă, însă merită. Merită pentru că ai o satisfacție imensă când vezi prima proiecție a filmului în fața publicului. În acel moment îți dai seama că munca ta nu a fost în zadar. Festivalul VideoArt adună an de an tineri din toată țara, iar experiența este unică. Salut! Mă numesc Sergian Ragoș și sunt membru al clubului VideoArt. Mă bucur că pot edita, deoarece îmi oferă șansa de a transforma materialul în prod în ceva ce se potrivește cu ideile mele artistice. De aceea, ca și regizor de montaj, mă pot numi un adevărat creator de artă. Filmările trebuie făcute pe orice vreme, fie vară, fie iarnă, indiferent de condițiile meteo, pasiunea înainte de toate. Zilele petrecute acum la club mă reprezintă din ce în ce mai mult. Noi abilități și competențe, dar mai ales mult dinamism, căci activitatea de club nu e una statică. Filmăm în multe locuri, cunoaștem oameni, ne facem noi prieteni, într-un cuvânt descoperim viața cu tot ce are ea mai frumos pentru vârsta noastră. A face film reprezintă o adevărată provocare la această vârstă. Din punct de vedere educativ, presupune îmbinarea mai multor arte, teatru, pictură, grafică, dans, muzică. Pe de altă parte, presupune implicarea unor științe de top purtate de elevi din ce în ce mai mult. Am în vedere aici informatica aplicată. Ce poate rezulta? Un produs final de o calitate nebănuită de multe ori, nici măcar de către autorii înșiși.
Sunt un membru al clubului de aproximativ 3 ani. În acest timp am participat la o mulțime de proiecte, am asistat la zeci de filmări și am editat tot la fel de multe filme. Editarea video este o activitate extenuantă, mai ales în condiții de concurs. Uneori am stat și 24 de ore în fața calculatorului încercând să editez un film. Pentru mine totul a început printr-un program de editare, câteva tutoriale și niște secvențe simple, iar încetul cu încetul am editat primul meu film. Iar așa cum sfârșitul încununează opera, sentimentul final al realizării proiectului a constituit pentru mine motivația de a continua această activitate. Tot ceea ce s-a spus până aici nu e decât o pledoarie pentru o formă de educație non-formală dedicată oricărui tânăr ce vrea să facă și altceva pentru a-și forma profilul intelectual. E o provocare pentru imaginația, talentul și creativitatea sa. Altfel spus, o provocare într-un frumos, căci, până la urmă, asta înseamnă Clubul VideoArt.